Stimați domnul prim-ministru, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi, domnilor și doamnelor, astăzi asistăm cu toții la un eveniment foarte important pentru sistemul educațional din Republica Moldova, eveniment ce ține de achiziționarea și repartizarea celor 10.000 de laptopuri venite din finanțarea proiectului Băncii Mondiale, reforma învățământului în Republica Moldova. Cu această ocazie suntem onorați de prezența domnului prim-ministru și domnul prim-ministru vă acordă cuvântul. Vă mulțumesc și am o deosebită plăcere și onoare pentru să particip la ceremonia de transmitere a primului lot de 10.000 de laptopuri achiziționate cu susținerea Băncii Mondiale în cadrul proiectului desfășurat în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de reforma învățământului în Republica Moldova. Este un prim lot, dacă pot să mă exprim în așa mod, care vine să susțină la modul practic elevii din sistemul de învățământ din Republica Moldova cu gadgeturile necesare pentru a-și continua studiile în regim online, atât de necesar în situația în care suntem în confruntare directă cu COVID-19, cu această pandemie. Mă bucur și eu să îi avem alături aici pe atât pe colegii din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, invers, Culturii și Cercetării, cât și pe colegii din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, care sunt nemijlocit implicați în desfășurarea acestui proiect finanțat de către Banca Mondială. Aduc sincere mulțumiri Băncii Mondiale, care, iată, după cum vedeți, este umăr la umăr cu autoritățile Republicii Moldova și vine în sprijinul sistemului de învățământ a țării noastre. În permanență am insistat și voi continua să insist asupra prioritizării numărul 1 pentru Republica Moldova a reformării sistemului de învățământ, pentru că doar prin asigurarea unui învățământ calitativ, prin investiții mari în sistemul educațional din Republica Moldova, putem să garantăm prosperarea acestei țări pe termen mediu și lung. Investițiile de azi în sistemul de învățământ își vor da roadele peste un 10-15 ani. Însă, fără accentuarea necesității reformelor din învățământ în țara noastră, credeți-mă, nu este posibilă asigurarea dezvoltării durabile a țării. Avem nevoie absolută, avem nevoie stringentă de investiții în intelect, avem nevoie de investiții în materia cenușie a tinerii generații, a generațiilor care, în timpul apropiat, vor prelua pârghiile acestei țări și este de responsabilitatea noastră să asigurăm că generațiile care vor veni după noi vor fi mai inteligente, mai deștepte, mai bine pregătite decât suntem noi cei din ziua de astăzi. Fiecare copil are datoria să fie mai deștept decât părinții, fiecare copil are datoria să depășească intelectual generațiile anterioare. Prin urmare, lotul acesta de 10.000 de laptopuri, care cu asistența Băncii Mondiale, iată că urmează să fie distribuit în teritoriu, să ajungă nemijlocit la copiii care nu au posibilitatea tehnică de a fi conectați în regim online la procesul educațional, sper foarte mult că va aduce o plusvaloare în pregătirea calitativă a viitoarei generații. Așteptăm ca să urmeze și alte loturi de tehnică computerizată pentru copii. Cunosc că în cadrul acestui program este vorba și de utilarea a 80 de școli, dacă nu mă greșesc, 160, cu atât mai bine, 160 de școli din Republica Moldova cu echipamentul necesar pentru laboratoarele de fizică, chimie, etc.
lucru pentru care iarăși îi suntem extrem de recunoscători partenerilor noștri din cadrul Băncii Mondiale. Acestea fiind spuse, stimată doamnă ministru, vă felicit pentru acest rezultat, felicit și echipa dumneavoastră de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, felicit și domnul președinte Harea, în mod personal, ca președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova, pentru angajamentul și dedicația pe care o manifestați în susținerea acestui proiect important pentru Republica Moldova, dar felicit și întreaga echipă prezentă astăzi aici în sală pentru devotament și dedicație. Vă mulțumesc și sper foarte mult că niciun calculator care îl vedeți astăzi aici, în fața domniilor voastre, să nu ajungă la altcineva decât copilul care are nevoie de aceste gadgeturi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule prim-ministru, onorată asistență, stimați colegi, aș vrea să vin cu unele detalii ce țin de demararea procesului de achiziționare a celor 10.000 de laptopuri, pentru că a fost un proces deloc ușor, început în anul 2020, de către echipa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și echipa proiectului Reforma Învățământului în Republica Moldova. Pandemia, care de fapt a venit pe neașteptate cu adevărat asupra întregii lumi, asupra inclusiv a Republicii Moldova și în deosebi asupra procesului educațional, ne-a impus să ne reorganizăm, să reconceptualizăm întreg procesul de educație, întreg procesul de învățare, predare, evaluare, astfel încât să putem organiza acest proces deja la distanță. Nu a fost deloc ușor și aici vin cu câteva cuvinte de recunoștință și pentru cadrele didactice care au reconceptualizat mecanismele și metodele de predare, dar altă problemă care a apărut de nivel prioritar a fost necesitatea de a asigura cu tehnică de calcul pentru a avea acces la educație de calitate pentru toți elevii din învățământul general. În acest context, iată echipa proiectului Reforma Învățământului Moldova, echipa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a reconceptualizat activitățile din cadrul acestui proiect și au fost realocate 3,5 milioane de dolari pentru procurarea tehnicii de calcul și pentru asigurarea procesului educațional accesului copiilor la educație. Vreau să vă spun că s-au implicat și colegii din cadrul Sistemului Informațional al Managementului Educațional SIME în vederea identificării nevoilor de tehnică de calcul pentru fiecare elev din clasă și în baza datelor prezentate de către conducătorii instituțiilor de învățământ au fost identificate aceste nevoi. Exact în baza acestor date au fost repartizate, conform unor criterii bine stabilite, în 35 de raioane ale Republicii Moldova, cele 10.000 de calculatoare sau laptopuri care au parvenit în două loturi prin achiziționarea în baza surselor venite de la Banca Mondială și distribuite, începând chiar cu ziua de astăzi, 2.400 de laptopuri în raioanele Republicii Moldova și săptămâna viitoare 7.600 de unități. Astfel, putem spune că toți elevii de la treapta gimnazială și liceală vor fi asigurați cu tehnică de calcul pentru a avea acces la o educație de calitate. Este un merit a tuturor celor care s-au implicat, începând cu inițierea acestor tratative și organizarea, implementarea, achiziționarea, dar inclusiv și distribuirea prin verificarea ca această tehnică de calcul să ajungă la fiecare elev și ca ei să se poată să se folosească de ea. Bineînțeles că noi cu toții sperăm că pandemia va ceda. Eforturile și mobilizarea noastră a tuturor ne aduce că noi ne vom încununa cu biruință și vom ieși din această stare dificilă. Ori aceste laptopuri și cealaltă tehnică de calcul care a venit pe parcursul acestui an în clasele elevilor va putea fi folosită și în alte scopuri pentru racordarea la cele mai înalte standarde educaționale și pentru asigurarea calității. Țin și eu, la fel ca și domnul prim-ministru, să mulțumesc tuturor celora care s-au implicat în procesul de organizare
și în procesul de livrare și repartizare a laptopurilor, mai cu seamă sau mai deosebit echipei Băncii Mondiale, partenerul nostru financiar de încredere, fără de efortul și potențialul căruia acest lot de calculatoare n-ar fi fost în ziua de astăzi. Mulțumim mult și multă recunoștință în speranța că în cadrul proiectului acesta, dar și în cadrul viitoarelor proiecte, procesul educațional va avea doar de câștigat. În același timp vreau să menționez câteva momente, că în afară de aceste 10.000 de laptopuri, pe parcursul anului 2020, pentru a asigura procesul educațional la distanță, Guvernul Republicii Moldova a alocat circa 20 de milioane de lei, din care s-au procurat circa 2.500 de laptopuri. De asemenea, au fost donații din Coreea, din China, de la UNICEF Moldova, astfel pe lângă aceste 10.000, practic, inclusiv cu procurarea tehnicii de calcul de către administrația publică locală, în anul 2020-2021, sistemul educațional din Republica Moldova a fost dotat cu circa 20.000 de unități de tehnică de calcul. Astfel, am încercat și am depus tot efortul pentru a asigura dreptul la educație și pentru a asigura acces la educație prin intermediul tehnicii de calcul. Rămânem în continuare să ne dezvoltăm competențele digitale, care în această perioadă au fost atât de mult provocate pentru a avea posibilități și mai mari, pentru a avea, a deschide noi orizonturi atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice și de conducere din Republica Moldova. Eu mulțumesc încă o dată, în speranța că cu adevărat această tehnică va contribui la creșterea educației și va permite fiecărui elev să își realizeze dreptul la educație. Acum, stimați colegi, domnilor, doamnelor, dacă cineva vrea de asemenea să își exprime opinia sau să-și exprime atitudinea față de acest eveniment care pentru noi este unul de o importanță majoră. Doamna, văd că vă uitați la mine, doamna șef de direcție din raionul Orhei, poftim! Domnule prim-ministru, doamnă ministru, onorați oaspeți, vă mulțumim mult pentru gestul de a oferi tehnică digitală școlilor prin acest proiect Reforma Învățământului în Moldova cu susținerea Băncii Mondiale, prin aceasta asigurând accesul elevilor la educație de calitate. Tehnologiile digitale sunt un imperativ puternic pentru ca educația să răspundă provocărilor crizei, provocărilor ierii digitale și timpurilor complicate pe care noi le parcurgem. Tehnica aceasta este un suport real în această perioadă, în context, mă refer la contextul epidemiologic cu COVID-19, un ajutor în organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte, în desfășurarea învățării online, dar să recunoaștem și pentru valorizarea tehnologiilor digitale în învățământul tradițional față în față. Această donație este o soluție în vederea înlăturării barierilor care sunt legate de conectarea elevilor la învățarea online, impedimente aici fiind lipsa acestor resurse digitale. Noi vă asigurăm cu sprijinul dumneavoastră, aceste laptopuri vor ajunge la copiii din familiile cu resurse financiare reduse, dar și în laboratoarele școlare care necesită dotare. Ne-am convins în această perioadă că tehnologiile digitale au un impact major în activitatea noastră educațională, dar mai ales asupra copiilor și viitorul acestora. De aceea, încă o dată, apreciem gestul Ministerului Educației și Culturii, Guvernului, pentru că oferim o șansă elevilor de a avea acces la educație digitală prin tuturor elevilor care nu dețin această tehnică electronică. Vă mulțumim mult! Mulțumim, doamna Sindra Moscovici.
Mulțumim, doamna Silvia Mustovici. Aceasta a fost doamna șefă a Direcției Educației din Raionul Orhei. Onorată asistență, cred eu că ar fi bine să oferim cuvântul și unului din coordonatorii acestui proiect, Reforma Învățământului în Republica Moldova, domnul Harea. Stimate domnule prim-ministru, stimate doamna ministru, stimați colegi, eu zic că astăzi asistăm la un moment foarte important pentru Republica Moldova. Efortul care a depus guvernul împreună cu partenerii de dezvoltare Banca Mondială este orientat pentru a respecta cerințele de sănătate publică, atât pentru cei care sunt dascăli, adică profesori, atât și pentru copii. Aceste 10.000 de laptopuri vor crește calitatea de predare și de însușire a materialului pentru cei copii, dar și va asigura, ceea ce ați menționat și dumneavoastră, creșterea competențelor digitale pentru elevii și profesorii noștri. Vă să aduc aminte că anul trecut Ministerul a depus eforturi pentru a crește și competențele profesorilor în domeniul educațional, cum să utilizeze aceste tehnici pentru învățământul de la distanță, la fel și pentru copii. Încă un lucru care vreau să-l menționez aici, ține deja de partea de business. Noi, cei care prestăm business, avem nevoie de o tânără generație bine pregătită, cu competențe necesare, inclusiv digitale, pentru a răspunde competiției regionale și internaționale. Eforturile în comun ale guvernului și ale mediului de afaceri vor permite să trecem cu ușurință, să zicem așa, peste această perioadă de pandemică, integrându-ne în economia mondială. Vreau să asigur că colegii mei din cadrul Ministerului, dar și din cadrul proiectului, prin intermediul sistemului informațional SIME, de care s-a menționat aici, va fi dusă evidența fiecărui laptop care va ajunge la copil, inclusiv ulterior la școală, la Direcția Regională de Învățământ, astfel încât să urmărim traseul utilizării acestui echipament. Vreau să urez încă o dată succes, să mulțumesc colegilor de la Guvern, de la Minister și de la Direcția Regională de Învățământ pentru efortul depus în comun. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Harea. Doamnelor, domnilor, dacă cineva dorește să mai ia cuvântul. Domnul Topală. Stimate domn prim-ministru, stimate domn ministru, stimați colegi, într-adevăr, este o mare bucurie pentru noi că în urma unei activități de o perioadă mai lungă, iată, avem acest lot deja în țară și suntem gata să livrăm astăzi 2400 de laptopuri în raioane. Vreau să menționez că deja sunt verificate 2400 și din start am stabilit condiții tehnice pentru aceste laptopuri bune, ca să poată fi utilizată pe perioadă mai lungă și să fie la, conform cerințelor și standardelor necesare sistemului educațional. Prin urmare, raportul preț-calitate este unul foarte bun, domnul prim-ministru, și cu siguranță noi vom urmări, cum a menționat și domnul Harea, utilizarea acestor laptopuri în contextul învățământului la distanță să fie utilizat de elevii și în conformitate cu datele stocate în sistemul informațional de management a educației, în conformitate cu datele stocate de instituții și confirmate de ele care elevii au aceste necesități. Prin urmare, de aceste 10.000 de laptopuri vor beneficia elevii care au raportat aceste necesități și ne bucură foarte mult că acest lot mare asigură integral necesitățile pentru ciclul gimnazial și liceal. Ne urăm cu toții, urăm tuturor succes în recepționare, repartizare în instituții și elevilor care au nevoie de aceste laptopuri și vom realiza până la sfârșitul săptămânii viitoare repartizarea întregului lot în raioane. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Topală, stimate domnule prim-ministru, urmează încă un efort din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu susținerea Guvernului, dar cred că și cu susținerea Băncii Mondiale și altor donatori internaționali pentru a mai identifica donatori, surse financiare, încă pentru 10.000 de laptopuri, pentru a asigura și treapta primară și cu aceasta a permite tuturor elevilor să-și realizeze dreptul și accesul la educație.
Ori măsurile care sunt planificate și despre care ați menționat dumneavoastră, despre dotarea celor 160 de laboratoare din școli, laboratoare de chimie, fizică, biologie, deja sunt o etapă ulterioară care contribuie, bineînțeles, la creșterea competențelor generale ale elevilor, dar și la racordarea standardelor educaționale din Republica Moldova la cele internaționale. Cu aceasta, întrunirea noastră de astăzi a luat sfârșit. Mulțumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezența și în speranța că cu adevărat această achiziție va fi o de mare importanță pentru elevi, pentru cadrele didactice, pentru părinții elevilor, practic pentru sistemul educațional și întreaga societate. Vă mulțumim! Ань, за обсуждение утра не спускаем.